Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Mihaela Giolbaru și astăzi dați-mi voie, în primul rând, să spun la mulți ani tuturor învățătorilor, pentru că astăzi este ziua învățătorului, pentru cei care nu știu. Și pornind de la acest aspect, faptul că acești oameni ne învață să citim, să scriem, ne învață să facem primii pași în viață, în viața de viitor adult, am decis să începem seria edițiilor Radiografia Zilei în această săptămână cu o problemă a societății românești. Problema ce vizează pe persoanele cu diverse dizabilități. Că vorbim de dizabilități locomotorice, vorbim de dizabilități legate de auz, de văz sau chiar de, știu eu, imposibilitatea de a te integra în societate. Este un aspect pe care adesea societatea românească îl uită, deși sunt foarte mulți semeni pe lângă noi care se zbat în această situație. În această seară vom acorda o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități de auz. Și de aceea, alături de mine, în platou, se află directorul executiv al Asociației Naționale a Surzilor din România, filiala Constanța, doamna Marcela Vlad, care îi spun bună seara. Și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu mă bucur că m-ați invitat. Doamna Vlad, noi suntem obișnuiți să ne gândim la propriile noastre probleme, să încercăm să ni le rezolvăm, uitând adesea de ceilalți de lângă noi, care au nevoie de sprijinul nostru și, de ce nu, de un sfat bun, măcar de un zâmbet atunci când putem să-l acordăm. În această categorie includ adesea și persoanele cu deficiențe de auz și de vorbire. Pentru că aici discutăm despre persoane surdomute, nu puține la număr, din câte știu eu, în România, dar despre acest aspect vreau să ne spuneți dumneavoastră câteva date generale la nivel de țară. Deci la nivel de țară sunt cam 30.000 de persoane deficiente de auz, începând de la copii până la vârstnici. Și tot atâtea probleme sau poate de două, de trei ori mai multe probleme. Majoritatea celor care au aceste deficiențe sunt adulți sau copii? Este ponderea, nu, dacă să discutăm. Nu, deci nu este copii. La ora actuală totuși sunt mai puțini copii deficienți de auz, pentru că începem să scoatem de pe această listă copii cu implant cochlear. De când se decontează acest implant cochlear, beneficiază tot mai mulți copii de această operație. Problema este alta. Operația în sine este gratuită, dar consumabilele pentru implantul cochlear nu este gratuit și costă destul de mult: o antenă, o baterie, un reglaj. Ceea ce pentru familiile cu astfel de copii reprezintă niște cheltuieli importante. Niște cheltuieli lunare. Importante în plus, bineînțeles. Sau periodice, oricum. Faptul că implantul nu se poate regla de la bun început, că nu este organismul obișnuit și trebuie să te deplasezi ori la București, ori la Cluj, ori la Iași, depinde unde ți s-a făcut implantul cochlear, numai gândiți-vă cu drumul și reglajul și bateria și ien. Copiii sunt curioși, se întâmplă ca un alt copil să smulgă implantul, să se rupă antena, să pice bateria, dar astea sunt alte aspecte care probabil în timp cineva se va gândi că în afara operației să deconteze și consumabilele. Da, ar fi categoric un sprijin pentru părinți, sunt convinsă. Da, da. Cazurile cele mai frecvente sunt copii cu deficiență de auz care provin din familii care la rândul lor au deficiență de auz, sau care este situația în societate la ora actuală? Nu pot să spun, deci nu sunt foarte multe familii care sunt deficienți de auz din generație în generație. Sunt totuși rare aceste cazuri, dar sunt. Avem foarte mulți copii surzi cu părinți auzitori sau invers, părinți surzi cu copii auzitori. Și aici intervine o altă problemă, o altă mare, mare problemă. Copilul auzitor merge la o școală de masă. Părintele surd nu prea îl poate ajuta. Începem cu prima ședință, a început copilul grădinița sau clasa întâi. Părintele surd nu înțelege nimic. Trebuie să apeleze, dacă are în familie o rudă auzitoare, să meargă. Dacă nu, apelează la salariații Asociației Surzilor să participe la ședință sau
în relația cu educatorul, învățătorul, ca noi să le transmitem, să-i facem să înțeleagă în limbajul lor specific. Aveți o experiență foarte îndelungată în a vă preocupa de soarta persoanelor surdomute la nivelul județelor Tulcea și Constanța inițial, la ora actuală numai pe Constanța. Spuneți-mi din experiența dumneavoastră, tot timpul se bate monedă pe integrarea copiilor cu deficiențe de auz în învățământul de masă. Le este într-adevăr mai bine să integrează mai repede în societate așa sau pentru ei este un motiv în plus de frustrare? Deci aici ar trebui să vorbim pe două segmente sau chiar trei. Copiii care au beneficiat de un implant cohlear se pot integra la școala de masă mai greu, dar toți copiii care sunt la școala de masă frecventează și after school-ul. Păcat este că acesta este contracost. Copiii nu-și permit. Copiii cu hipoacuzie, care sunt protezați bipolar, dar care au totuși o scădere auditivă mai mică, mai fac față la școala de masă. Dar copiii cu o hipoacuzie profundă sau cu surdomutitate, deja i-am terminat. Aveți astfel de situații? Sunt la noi în județ astfel de situații de copii care s-au încercat să se integreze în clasele normale de elevi și nu... Da, avem și exemple pozitive și bune și copii cu rezultate bune la învățătură, dar avem unde se întâmpină și greutăți. Avem în Mecidia doi copii, unul cu implant cohlear, o fetiță protezată bipolar, dar scăderea auditivă nu este chiar atât de mare, iar familia s-a ocupat foarte mult de ea și a făcut la biolectură, deși a permis să plătească un logoped, pentru că nu există un logoped să ofere aceste ședințe gratuite. Se oferă în ședințe de grup care nu prea sunt eficiente. Dar avem un copil la Mangalia, copil provenit din părinți surdomuți. Aici cred eu că părintele a făcut o greșeală. A fost la școala specială de surzi din Buzău, de la grădiniță până în clasa 10-a, apoi părintele i-a cerut transferul la liceu din Mangalia, rămânând familie monoparentală, nu și-a mai permis să țină ambii copii, mai are o fetiță care este la școala din Buzău. E copilul acut, trebuie să-și dea examenul de bacalaureat și intervine o mare problemă. De ce? Ia vă întreb eu pe dumneavoastră, cum dă o persoană surdomută proba orală? Da, aici cred că ar fi trebuit să se gândească legiuitorul și pentru copiii care, iată, sunt integrați în clasele normale, să spunem, să aibă posibilitatea să dea tot în scris, pentru că altfel, sau varianta translatorului, ceea ce e foarte dificil. Păi... Pentru că, hai, la limba română să zicem că mai e cum mai e. Dar ce facem cu examenul oral pentru limba străină? Deci acolo este o problemă foarte mare, deci foarte, foarte mare este problema, pentru că, vedeți dumneavoastră, la o limbă străină să audiezi un text ca să-l transpui în limbajul mimico-gestual ca acel copil să-l traducă, deci îl traduce în limbajul mimico-gestual, iar interpretul trebuie să înțeleagă din limbajul lui și să-l traducă în limba română sau invers. La o limbă străină, deci nu poți să faci dactileme la cum se aude limba respectivă vorbită. Deci trebuie să faci dactilemele exact cum se scrie în limba respectivă. Și un examen care ar trebui să dureze la o probă orală, eu cred că mai mult de jumătate de oră, o oră, așa, da. Deci am lungit-o pe o zi întreagă să stai să faci dactileme la fiecare cuvânt în parte, în limba engleză, după aceea să explici persoanei surde cât de cât despre ce este vorba, el să facă traducerea și după aceea, deci, tocmai de-aia interpretul în limbajul mimico-gestual depune efort dublu sau chiar triplu. Deci noi preluăm informația în limbajul semnelor, un limbaj care este foarte sărac în expresii și în semne,
Trebuie să-l gândim, să facem o frază coerentă, nu trebuie să uităm că surzii nu au gramatică, nu au cuvinte de legătură și apoi trebuie să ajungem la traducerea finală, practic, că dacă ar fi să traducem mot a mot, are și un dezastru. Nu ne mai înțelege. Ce se poate, și atunci, în situația aceasta, ce va face copilul? Cum s-ar putea rezolva situația aceasta? Deci, eu cred că cel mai bine s-ar rezolva dând toate examenele în scris. Nu știu, îmi vedea. Inspectoratul Județean Școlar au făcut o cerere la noi, la asociație. Intervine problema deplasării și noi suntem un ONG, deci non-profit, nu dispunem nici de mașină, nici de resurse financiare, chiar că nu știu să vă spun cum o să se rezolve. Am mai avut acum 2 ani un caz și și-a dat examenul în scris. Deci s-a putut până s-a la urmă, putut, dar... Da. Singura variantă, de altfel, în situația asta, da, chiar. Părintele fiind tot surdomut, probabil că s-a gândit că ar fi mai bună varianta cu interpret, dar nu s-a gândit la examenul în sine. El, făcând o școală de surdomut, s-a gândit că totul va fi la fel ca la o școală specială de surzi. Da, deci se pare concret, ca să tragem o concluzie, nu suntem pregătiți noi, ca sistem de educație, de masă, să facem față unui astfel de provocare. Dar nu practic. Sunt pregătiți, în primul rând, copiii. Deci copiii nu sunt pregătiți. Deci informațiile sunt atât de multe și v-am spus, limbajul mimico-gestual este atât sărac comparativ cu limbajul vorbit. Eu stau și mă întreb, 2 ani de zile copilașul ăsta cât a putut înțelege din orele la care a parcurs, pe care le-a parcurs? Probabil că a înțeles la limba și literatura română, că a înțeles la matematică. Mai departe, chiar că nu știu să vă spun că aș face o afirmație mincinoasă și nu. Oricum, este foarte dificil pentru el. Ca să nu mai spun că nu știu cum este, sincer să fiu, aș fi foarte curioasă, poate dumneavoastră știți, care este reacția colegilor în momentul în care au un astfel de coleg. Copiii din ziua de azi sunt destul de răutăcioși. Și pro și contra. Deci este foarte retras, nu are prieteni din rândul colegilor. Deci noroc cu Deci, practic, calculator. Pentru el e o experiență tristă. Da, da. Și probabil faptul... mai bine s-ar fi simțit la școala specială. Deci aici nu pot să judec hotărârea. Da, bine, dar bănuiesc că pentru copil părinte. A fost mult mai facil acolo. Deci chiar că nu pot permite. Și iată că încet, încet, spându-o așa de la grădiniță, am ajuns, iată, la bacalaureat și ajungem să devenim adulți. Cu sau fără bacalaureat, dar devenim adulți și teoretic, cel puțin, ar trebui să ne integrăm în societate în primul și primul rând prin a avea un loc de muncă. Cât de dificil este și cât de dornici sunt persoanele surdomute să se integreze în societate având un loc de muncă? Păi și aici avem două segmente. Mă rog. Un segment unde persoanele surdomute provin din familii mai înstărite și care merg pe ideea că fiind surdomut trebuie să fie asistat social, deci refuză ideea crescuți de a se într-un alt cult, deci statul trebuie să le ofere tot ce au nevoie, și celălalt segment unde familiile nu că sunt sărace, la un nivel mediu și și-au crescut copilul să fie demn, să-și câștige singur existența, să se gândească că la rândul lui trebuie să-și întemeieze o familie și că asistat social nu-și poate crește viitorul copil în condiții normale și bune. Dacă ar fi să comparăm perioada dinainte de Revoluție, pentru că ați prins-o și pe aceea, și aceasta post-decembristă, a scăzut sau a crescut numărul persoanelor surdomute care sunt încadrate în muncă? Deci, dacă ar fi să comparăm acele două perioade, acum aș spune că este un dezastru. Dezastru total. În sensul că majoritatea nu sunt angajați, înțeleg. Deci, haide să nu o luăm ca o amintire sau că știți cum e, că să nu ne aducem aminte decât de ce a fost frumos în societatea respectivă. În orice perioadă a vieții noastre sunt momente care sunt importante și care lucrurile mergeau cum trebuie. Și atunci, în perioada comunistă, da, erau situații, da, și N de situații, deci, lucruri care mergeau cum de trebuie. Faptul că Asociația Surzilor s-a înființat în 1911 și a dobândit personalitatea juridică în 1919
și a fost susținută de Regina Maria. Și prima școală de surs a înființat la Focșani, având, ținând cont de faptul că ei mergeau la școlile speciale, s-a început mai greu, într-adevăr, și atunci să se combine limbajul vorbit cu cel al limbajului semnelor. Au făcut o meserie, dar atunci, în timpul școlilor profesionale, familiile făceau contracte cu diferite întreprinderi și erau repartizați. În timpul vacanțelor veneau și făceau practică contra cost, bineînțeles, la întreprinderile respective. Deci, ce se făcea înainte, fac practica cu un țări mai avansate, unde fiecare societate în parte își susține un grup de elevi pe care îi finanțează și le oferă un loc de muncă. Deci, practic, pe vremea comunismului aveau și teorie, dar aveau și perioada aceasta de practică. Deci aveau și atelierele la școală plus practica făcută la întreprinderile respective. Mai mult de atât, după ce terminau școala profesională, aveau liber doar 30 de zile, după care se angajau. Și vă spun că avem persoane surdomute care sunt pensionare, limită de vârstă, și primesc pensii nu frumoase, foarte frumoase, pe bună dreptate, pe munca lor, pentru că au fost persoane care au lucrat în turnătorii, deci grupa 1 de muncă, lăcătuși, care au lucrat la, în port, la curățat vapoare. Deci, toți care sunt în vârstă au pensii frumoase și au o viață foarte frumoasă. Comparativ, ajungând în perioada post-decembristă, comparativ cu acum, statul ia de la vârsta de 3 ani grădiniță specială, școală generală specială, profesională și, dacă vrei, mergi mai departe, liceu, chiar și facultate, și la urmă la revedere. Deci investesc într-o persoană 15-20 de ani, după care îmi iau mâna. Deci nu vreau ca acea persoană să-și fie utilă. Asta pentru că nu au perioada aceea de practică și știu doar teorie. Deci problema este în felul următor. Sunt foarte mulți agenți economici care doresc să angajeze persoane cu dizabilități. Noi avem persoane angajate. Intervine problema la proba practică. Deci că ești, ai terminat școala profesională și ai meseria de tâmplar. Ei, acum prea puțin se mai lucrează tâmplărie în lemn, se lucrează mai mult tâmplărie în aluminiu, în PVC. Ei, și ai noștri nu stăpânesc această meserie. Dar cei care vor într-adevăr să lucreze se angajează ca muncitori necalificați, iar firmele respective îi califică la locul de muncă. Dar păcat că sunt mai puțin de 30% dintre tineri angajați. Și cu toate astea, stau și mă gândesc că, iată, a început sezonul estival oficial deja de o lună și ceva, și stau și mă gândesc că perioada în care sezonul este la vârf, este imposibil, când mergi în stațiune în Mamaia, să nu vezi persoane surdomute care vin cu tot felul de obiecte pe care le vând, sau mai bine zis, încearcă să le vândă. Preferă munca asta sezonieră unui loc de muncă stabil, deci, și pe parcursul tot anului. Clarificăm și această situație. Deci, practic, nu este o muncă sezonieră. Ceea ce fac ei nu fac legal. Da. Deci, eu o numesc o cerșetorie mascată. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta, dar asta este. Ce se întâmplă dacă vă uitați foarte bine la persoanele care pun bilețelele și obiectele pe masă, la terase, în restaurante, în trenuri, în autobuze, în asta? Uitați-vă foarte bine și vedeți că sunt copii săraci, sunt racolați de la școlile de surs, din familii foarte, foarte sărace, și majoritatea provin din Moldova. Trist, ceea ce ne spuneți. Da. Foarte trist. Da. Familiile se bucură că pe timpul verii nu mai hrănesc o gură în plus, că vin acasă după terminarea sezonului cu un bănuț în buzunar și îmbrăcăminte, dar nu știu la ce sunt supuși copiii ăștia. Aici este și vina societății, că acceptă așa ceva și că nu se implică să le asigure un viitor cert
și sigur acestor copii, chiar dacă au deficiențe, pentru că ei, practic, pot face diverse meserii în limita ceea ce au învățat. Da. Nu-i pune nimeni să facă ceva extraordinar de dificil sau care să le pune viața în pericol, dar important este ca societatea să aibă grijă și să îi atragă spre asta. Iar aici, din ce îmi spuneți noastră, prima greșeală este aceea că, iată, școlile profesionale o perioadă de timp bună au fost desființate, deci ei practic n-au mai posibilitatea să mai învețe o meserie. Acum au reapărut, în schimb, la capitolul practică, chiar dacă interviul ar trece, în momentul în care trebuie să dea proba practică, întâmpină dificultăți, clar. Iar șansa de angajare e zero. Sau mai există și o altă posibilitate, așa cum bine spuneați, contează foarte mult și cum sunt educați în familie. Dacă părinții îi educă în sensul de a nu fi un asistat al societății și de a fi pe propriile picioare, atunci lucrurile sunt convinsă că decurg într-un alt fel, în ceea ce privește acești tineri, care, din punctul meu de vedere, sunt pe undeva, poate sunt dur acum în ceea ce spun, dar consider că e și o notă de inconștiență, pentru că părinții lor la un moment dat se vor duce, asta este viața, și atunci nu știu dacă se vor mai putea întreține cu ceea ce le asigură statul. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, haideți să vedem concret ce asigură statul unei persoane surdomute, ca facilități, ca venituri lunare. Of, Doamne, asta este un ajutor pasiv. Pentru că discuția aceasta, vă spun sincer, am mai avut-o și când discutam cu reprezentanții de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Pentru că și acolo sunt foarte mulți care preferă să stea în șomaj decât să se ducă să muncească, pe considerentul că e mai facil să primească acești bani de la stat decât să-și tocească pingerele mergând la un serviciu zi de zi. Sunt și altfel de oameni perfect sănătoși și perfect normali. Vedeți, dumneavoastră, dacă există o diferență atât de mică între salariul minim pe economie și acești bani pe care îi primesc aceste persoane, deci este o diferență de 200-300 pe lună, fraier ar fi ăla pentru un 200-300 să meargă, să respecte un program, să aibă o normă de făcut, să-și tocească pingelele și îmbrăcămintea. Sunt o grămadă de alte cheltuieli. Statul s-a spălat pe mâini cu acest ajutor și în special cu acea pensie de invaliditate care se acordă dacă plătești, faci un contract cu casa de pensii o zi, două, trei, o lună. Deci atât plătești și apoi beneficiezi de pensie ar fi un leu și până la 520 de lei vine acei bani, ajutorul social de la stat. Deci, practic, o persoană cu deficiență, o persoană surdomută. Nu numai surdomută, deci o persoană care are o dizabilitate, așa, dacă nu a lucrat niciodată și face un contract cu casa de pensii și plătește, măcar pe o zi, își face dosarul de pensie de invaliditate, intră în Comisia de Expertiză Medicală și se emite o decizie asupra capacității de muncă și beneficiază de cei 520 de lei lunar plus 272 de lei la cei cu deficiență accentuată, plus transportul în comun, plus transport interurban, plus nutul impozit la casă, nutul taxă de habitat, impozit la mașină, rovinetă, tratament la stațiune gratuit. Deci, dacă stai și le aduni, se adună. Luându-l așa, ai senzația că sunt foarte multe. Luându-le separat și făcând un calcul, îți dai seama că nu-ți asigură un trai decent. Asta vreau să spun, pentru că totuși venitul propriu zis este de 700 și ceva de lei pe lună. Chiar dacă nu plătești impozit pe casă, impozit pe mașină, dacă ai o mașină, trebuie să o întreții, costă. Dacă ai un copil, trebuie să îl plătești pentru el. Eu ce spun? Cum Dumnezeu reușesc? Deci, guvernanții ar trebui să gândească, au dat acele legi pentru întreprinderi sociale, pentru ateliere protejate, dar nu au dat și de unde să iei banii să înființezi așa ceva. Da. Noi, de exemplu, cine ar trebui să înființeze astfel de ateliere protejate? De exemplu, noi, Asociația Surzilor din Constanța, am vrea să înființăm un atelier protejat pentru că avem foarte multe femei croitorese, așa, care se pricep, care lucrează la diferite firme și patronii sunt foarte mulțumiți de ele. Am vrea să înființăm noi. De unde bani? Pentru locație, pentru mașini de cusut, pentru materie primă
să-i acorzi la început salariile și apoi intervine cea mai mare problemă, desfacerea. Când toate se desfac contra comisioanelor și piața e cam deci, practic, cumpărată. E un normativ dat de dragul de a fi neaplicabil. Dar să fie, deci, să se vadă de undeva din exterior că există legislație. Da, da, e imposibil de aplicat. Sau mai bine nu, zis, nu cred e că imposibil se... de aplicat. Nu știu cine s-ar angrena deci, în așa ceva. Nu, nu. Nu e imposibil de aplicat. Dacă ai găsi persoana respectivă care să aibă potențial și material și financiar, ai face. Dar unde? Să te ocupi întâi de rezolvarea problemelor sociale sau să te ocupi să cauți potențiali investitori? Deci aici o problemă, suntem doar doi salariați pe tot județul. Aici ar putea să existe un parteneriat public-privat în sensul de a se implica autoritățile locale? Nu știu, mă întreb. Face să râd. De ce? Întreb. Mă face să râd. Există și asta, există și posibilitatea aceasta, pentru că și ei sunt, fac parte din societatea noastră. Da, din, da, deci ei, există posibilitatea. Sunt și ei votanți, să dacă faci, e să o gândim strict politic. Proiecte, să faci exact. Să primești bani. Problema e că Asociația Națională a Surzilor încă nu este de utilitate publică și nu putem participa. Nu aveți cum să faceți proiecte, dar să participați pentru... Deci avem oarece probleme la nivel național, avem datorii, îndeplinim absolut toate condițiile. Faptul că avem datorii, președintele la nivel național nu poate da o declarație mincinoasă că nu avem datorii. Astfel încât să puteți să accesați da. Fonduri sau să faceți deci un proiect. Deci nu că întâi se ia autoritatea da, da, da. Publică printr-o hotărâre de guvern. Dar... Bun, și revenim la județul Constanța. La nivelul județului Constanța, câte persoane cu deficiențe de auz și de vorbire avem în evidențele dumneavoastră? În evidențele noastre sunt peste 700 de persoane, dintre care 346 numai în orașul Constanța. Poate că în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială sunt mai multe persoane, că nu toate persoanele cu deficiență auditivă sunt înscrise și la noi în asociație. De ce? Dar nu este obligatoriu, este libera alegere. Bun, dar care ar fi diferența să se înscrie doar la asistență socială și la mine să nu fie înscriși? De ce ar Probabil că sunt persoane cu o hipoacuzie și nu au neapărat nevoie de un interpret. Mai intervine problema că dacă se înscriu la noi în asociație, trebuie să devină membru activ, să plătească o cotizație, pentru că noi avem cheltuieli cu locația pe care o avem și nu avem din ce plăti. Statul ne dau sume pentru o parte din utilități, pentru o mică parte și pentru salarii la cei doi salariați, dar restul nu și trebuie să ne autofinanțăm. Spuneați că la nivelul județului Constanța sunt aproximativ 700 de persoane. Cum fac față doi angajați la 700 de persoane? Dar s-ar putea face față și numai cu unul după mintea altora. Cred că e o glumă asta, o glumă proastă. Nu sunt foarte mulți și bun, dacă 300 și un pic sunt în unici pe Constanța, deci să zici că e posibilitatea să deci comunice nu, altfel. Nu dar se întâmplă decât o dată pe an să avem peste 500 de persoane în același timp la asociație și asta se întâmplă de ziua Marinei, când avem campionatul de mini-fotbal și vin surzi din mai multe județe ale țării sau chiar și din străinătate. Deci odată pe an, într-adevăr, avem peste 500 de surzi în același timp și în același loc. Este foarte greu. Împreună cu membrii noștri, care sunt mai vechi, facem oameni de ordine, deci nu mă întrebați. Cu sprijinul poliției, facem adrese și la poliție și întotdeauna câte un echipaj trece la jumătate de oră, la un sfert de oră, să vadă să nu se întâmple ceva, pentru că, vă dați seama, la atât de mulți surzi nu poți. Deci chiar că nu poți să acopere absolut tot, să vezi să nu cumva să se întâmple ceva. Și în special că avem sediu unde l-avem. Înțeles. E minunat ceea ce ne povestim noastră cu ghilimele de rigoare, desigur. Și totuși eu revin la întrebarea mea. Am înțeles că statul acordă, asigură salariile celor doi angajați ai asociației din Constanța a Surzilor, dar nu s-a pus problema majorării angajaților, pentru că este extraordinar de greu. Și de ce spun asta? Pentru că știu foarte bine
cu ani în urmă, când eram în presa scrisă și când veneam foarte frecvent la dumneavoastră la sediu, era imposibil să nu găsesc acolo cel puțin două, trei persoane, asta în cazul, în zilele bune, aș spune eu, cu probleme care mai de care, mai delicate și mai diverse. Toate fiind aduse dumneavoastră la cunoștință și dumneavoastră trebuind să le rezolvați. Pentru că erați singurul interpret. Așa se întâmplă și acum. Deci, în cazul în care discutăm de asistență medicală, în cazul în care discutăm de un proces, în cazul în care discutăm de dorința unei persoane să se angajeze, toți vin la dumneavoastră. Da. Sunteți una, totuși. Nu se poate. Îi grupăm. Îi programăm. Îi programăm, îi grupăm, chiar dacă ei se mai supără sau se mai plâng la șefii de la București. Da, trebuie să, refuz, totodată sunt și persoane destul de dificil de... Sunt, într-adevăr, dar trebuie să înțeleagă că ei sunt mulți, eu sunt una singură, caracatiță încă nu sunt, așa că îi grupăm în funcție de gravitatea situației în care se află, că nu poți să lași o problemă medicală pentru unul care vrea să-și facă un control de rutină. Deci se întâmplă când chemăm salvarea chiar și la asociație. Avem persoane surdomute care au și epilepsie. E în momentul în care face criză, când vine salvarea, trebuie să-i spui ce are, ce medicamente a luat, că persoana în sine nu poate să vorbească. Avem persoane care au nevoie de o operație, trebuie să mergi și la spital. Avem persoane care a fost accidentată și găsită de poliție pe stradă. A fost internată ca persoană necunoscută până când am depistat-o cu un grup de surzi în spital. Atunci am identificat-o și acum este internată la Taichirghiol pentru că are și probleme psihice. Deci sunt situații, spun eu, cam grave pe linie medicală, în special pentru că se poate întâmpla ca... Cum rezolvați dumneavoastră problemele medicale? Păi însoțesc persoana la medic. Așa. Dar și acolo găsim cât de cât înțelegere. Când mergem și facem programări, să rugăm să ne programeze două, trei persoane într-o perioadă de timp și Asta dacă discutăm despre persoane surdomute care merg, să zicem, la un control de rutină sau să-și verifice starea sănătății. Dar care... dacă e un caz de urgență? De urgență, îl internează în spital, se ia legătura telefonică cu mine și ajungem și acolo. A, deci indiferent de oră, că e zi, că e noapte, dumneavoastră trebuie să fiți... Nu contează. Deci este o muncă nenormată. 24 din 24. Și cu voia dumneavoastră am să-mi asum riscul ăsta să spun că această muncă nenormată a dumneavoastră este plătită cu salariul minim pe economie. Adică 1450 de lei imposabil. Dacă salariul este secret, da, așa este. Deci suntem la salariul minim pe economie și nu numai noi, salariații din Asociația Surzilor. În general, în asistența socială la noi în țară nu este recunoscută munca. Deci absolut deloc nu este recunoscută muncă. Deci atâta timp cât nu dai prea multă atenție persoanelor cu dizabilități, aceeași atenție scăzută o oferi și celor care se ocupă de rezolvarea problemelor. Este ceva rușinos, dar este adevărat. Ați încercat de-a lungul acestor ani, pentru că eu vă știu de mai bine de 20 de ani că vă ocupați de asta, ați încercat să vă aduceți un ajutor? Păi eu l-aș aduce, dar cine îl plătește? Există la nivel național, deci o normare în sensul, deci, de la 300 de oameni un interpret? Deci, adică noi, nu știu, Nu. Noi putem primi sume de la stat. Deci acest cuvânt putem ne limitează. Și se spune clar, la nivel național, deci la Consiliul Național, statul alocă sume pentru 5 salariați, iar la nivel de filiale, 2 salariați pe administrativ și unul pe activități specifice, dar aici este o problemă, o perioadă bună de timp eu am fost pe activități specifice, practica interpret, iar statul alocă
sumele pentru salarii foarte târziu, deci cam prin luna mai-iunie, și vă întreb eu pe dumneavoastră 6 luni, cel care este pe activitate specifică, din ce trăiește? Adică vreți să-mi spuneți că salariul unui astfel de angajat la o societate vine toată la 6 luni? Deci, la început, asta? La început, da, pentru că, vedeți dumneavoastră, proiectul bugetului trebuie să-l faci anul ăsta, cel târziu, în august, pentru anul viitor. Așa. Tu ai nevoie acum de un om, ți-l angajezi și primești banii de-abia anul viitor? Da. E și asta un mod de angajare, da, într-adevăr. Ai putea, într-adevăr, să angajezi un interpret pentru activități specifice numai în condițiile în care ai contracte cu societatea civilă pentru prestarea serviciului de interpret, dar atâta timp cât eu merg interpret la spital, policlinici, medici și nu solicit bani pentru că medicii sau spitalul nu are bani să mă plătească pe mine, ar obliga persoana deficientă de auz să mă plătească. Deci ceea ce nu pot face. Atâta timp cât merg la... În tribunal, că sunt o grămadă de la, procese. Păi da, eu vă și dau acolo exemplu, mergeți. Da. La procesele civile, dacă eu solicit judecătoriei sau tribunalului taxa de interpret și depun o factură ca banii să se vireze în contul Asociației Surzilor, la finele procesului, cine plătește această taxă? Persoana care a solicitat interpretul. Doar la procesele penale, dar și aici trebuie să aștepți. Deci merg ca interpret la procesele penale, dar până nu se termină procesul în sine, nu se face plata. Deci vă dau un exemplu, că am avut la Tulcea, după 6 ani am primit... Asta vreau să spun, că un proces de genul ăsta durează și ani. Da, da, da. Deci după 6 ani am primit în contul asociației taxa de interpret și banii de transport. Și până atunci a trebuit să vă descurcați. Da, rămâi în contabilitate cu factura înregistrată, că ai înregistrat venituri, dar banii în sine nu i-ai. Perfect. E minunat. Da. Aici e vorba de o lacună legislativă, doamna Vlad, sau e pur și simplu totul lăsat la mâna celor cu care vă loviți în activitatea noastră de zi cu zi? Deci... Prin legea 448 se spune că instituțiile publice să angajeze un interpret în limbajul mimico-gestual. Mai s-a dat legea, da, s-a dat să fie dată, dar vă spun eu, de exemplu, primăria să plătească chiar și cu salariul minim pe economie. Nu în fiecare zi persoanele deficiente de auz au probleme de rezolvat la primărie. Că de regulă ele vin la noi la asociație, la fel facem, îi grupăm pentru anchete sociale și pentru alte probleme. Atunci acea persoană nu și-ar mai face dovada că are de lucru 8 ore pe zi. Bine, dar putea să facă o angajare part-time. Există și varianta aceasta. Există și varianta aceasta, dar de 4 unde... 4 ore, 2 ore. De unde e interpretul autorizat? Bun, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că deja sunt o grămadă de probleme și pentru că tot ați adus discuția referitoare la interpretul autorizat, o să vă rog în partea a doua a emisiunii să discutăm și despre acest aspect. Da. Cum poți ajunge interpret autorizat, ce presupune aceasta și cât de băgat în seamă este el de către societate, de către instituțiile publice în speță. Dar tot după o scurtă pauză de publicitate. Luăm pauză și revenim. Am revenit și continuăm discuția noastră cu invitata mea din această seară, directorul executiv al Asociației Naționale a Surzilor din România, filiala Constanța, doamna Marcela Vlad. Doamna Vlad, exact înainte de pauza publicitară, aduseseră discuția la translator. Ceea ce dumneavoastră faceți de foarte mulți ani, dar ne-ați atras atenția că nu oricine poate să facă acest serviciu, da? Și că ar trebui instituțiile, mai ales instituțiile publice, să aibă un astfel de angajat în organigrama lor. Cum poți să ajungi translator pentru persoane surdomute? Trebuie să făcute niște cursuri, dar din punctul meu de vedere, aceste cursuri care se fac acum, într-un timp foarte scurt, iar dacă nu ești în mijlocul surzilor, exact cum e cu o limbă străină, dacă nu
o practici mereu, n-ai făcut nimic. Deci se fac cursuri și prin Asociația Națională a Surzilor. Aici este o problemă, că până nu se face o grupă de un anumit număr de cursanți, nu se pot face aceste cursuri. De regulă se merge la Liceul de Surzi din București, unde se face și practica împreună cu copiii. Se mai fac cursuri de Asociația Interpreților din Cluj. Bun. Acolo cursurile presupunem sunt câteva că zile. Am făcut cursurile, presupunem că am obținut și atestatul. Nu, stați un pic, ați făcut cursul, primiți un certificat de calificare, că întâi vă calificați în meseria de interpret și apoi trebuie să vă autorizați. Bun. Aici este o problemă. La prima autorizare nu se dă un examen. Deci noi, salariații din Asociația Surzilor, suntem cam supărați. De ce? În primul rând că noi am făcut cursurile acestea 9 luni de zile. Chiar dacă aveam vechime în spate, lucrând cu persoanele surde. Deci se fac cursuri 2, 3, 5, 10 zile maxim. Acum. Se 9 luni. Bun. Da. Se primește acea adeverință sau diplomă și automat se face prima autorizare. Și vin persoane care, eu sunt interpret autorizat, dar nu știe, în afară de bună ziua și cum te numești, să facă prin semne nimic. Eu vă întreb pe dumneavoastră, aceste persoane, dacă ar fi interpreți la judecătorie sau tribunal într-un caz penal, ar face persoana surdă pușcărie pe nedrept? Sau la un notar unde n-ar ști să explice persoanei surde în ce anume se angajează, ce fel de tranzacție vrea să facă. Am avut și aici, în Constanța, cazuri unde și-au pierdut apartamentele. Deci aici este marea problemă. Ne putem autoriza pe bandă rulantă, dar nu suntem și eficienți. Ca de obicei, teoria practică ne omoară. Da. Da. Rămânem consecvenți la chestia asta, văd că. Bun. Presupunem că am făcut cursul, ne-am autorizat, suntem un bun traducător. Totuși, ce facem cu această autorizare atât timp cât instituțiile publice nu angajează? Deci, dumneavoastră vă puteți autoriza, vă faceți persoană fizică autorizată prin Camera de Comerț și apoi vă faceți ofertele către instituțiile publice. Bine, da, nu e normal ca fiecare instituție publică să aibă un astfel de translator în cadrul deci, organigramei, pentru că sunt convinsă că în fiecare comunitate există. Și înainte, doar să un asistent social din cadrul primăriei să facă aceste cursuri de interpret și să se autorizeze, pentru că nu în fiecare zi ești ocupat. Da, am înțeles aspectul ăsta, dar măcar un part-time tot deci se poate. Poate altcineva ar înțelege altfel, că nici noi la asociație n-am fi ocupați 8 ore pe zi. Deci noi suntem, practic eu sunt singura interpret autorizat, colega mea este contabil cu jumătate de normă, jumătate de normă ca asistent social. Eu fac și interpretariat și asistență socială și moașă comunală și tot ce vreți. Problema e că la noi este centru unde vin toți, indiferent de problemă. Chiar dacă primăria ar avea un interpret, persoana surdă până câștigă încrederea unei persoane străine, până devine sigură că interpretează așa cum trebuie și până compară interpretarea cu realitatea, să știți că durează. Deci eu vă spun din proprie experiență. Deci pe mine surzii bătrâni m-au acceptat foarte repede, cunoscându-mă de copil, de la tata. Tinerii m-au acceptat mai greu un pic. Poate prin prisma părinților lor care au vrut să ră... Nu. Eu când m-am angajat, stăpâneam bine limbajul mimico-gestual al bătrânilor. Tinerii au evoluat. Deci au început să adopte și ei din limbajul internațional. Și erau sceptici în privința mea. Deci până le-am câștigat încrederea și până m-am adaptat și eu, deci în momentul în care stai de vorbă cu o persoană care nu poate comunica, trebuie să știi să te și cobori, să te și ridici la nivelul persoanei
cu care vrei să relaționezi. Aici e o mare problemă la noi. Și un consum psihic enorm pentru dumneavoastră. Da, da. Că în momentul în care vrei să ai rezultate și să fii convinsă că omul a plecat înțelegând ceea ce ai spus, trebuie să repeți de ienori și să repeți prin semnele simple pe care le folosește fiecare în parte. Aici e... Toată lumea spune că e simplu de devenit translator, dar eu aș spune că nu, și asta pentru că am senzația că nu există, așa cum avem noi alfabetul de la A la Z. Există alfabetul. Deci există, alfabet general. Nu știu, am senzația există alfabet, dar este o altă problemă. Dacă comunici cu o persoană surdă prin dactileme, că așa se cheamă alfabetul, dactileme, numai până îți spui numele, durează un sfert de oră. Pe când folosind semnul, fiecare persoană are câte un semn particular. În funcție de dacă era plângăcios când era mic, dacă, deci fiecare are un semn. Păi și la mine, până spun Vlad Marcela, am făcut semnul că înainte mă macheam cu coadă și s-a terminat povestea. Deci durează foarte mult să folosești alfabetul în dactileme. Pentru nume, pentru persoane necunoscute, la care nu se cunosc semnele făcute, da, dar îți consumă foarte mult timp. Și da, mai e o altă problemă. Ai un cuvânt mai complex. Îl faci prin dactileme, pe litere. Și persoana surdă nu înțelege ce reprezintă acel cuvânt. Da, desea mă uitam la telejurnale care au și translator. Nu la toate postele, dar sunt. Și aveam senzația că deși crainicul pronunța o frază foarte lungă, cel care traducea cum ar veni pentru persoanele surdomute, făcea câteva semne și totul era gata. Tu, ca necunoscător, trăiești cu senzația că a spus poate esența sau trei cuvinte din tot ce a spus crainicul ăla într-o frază întreagă. Cum e de fapt și de drept? Da, mi se pare foarte curios. Ia comparați 24.000 de cuvinte, poate acum sunt și mai multe, că am adoptat și din limba engleză și din franceză, cu 4.000 de semne. O, Doamne! Deci vă dați seama, noi ca interpreți, ce mașinărie trebuie să fie în mintea noastră ca să-i facem pe surs să înțeleagă exact ceea ce a transmis crainicul? Este foarte dificil, mă gândeam acum la procese. Da. Sunt foarte mulți termeni specifici. Da. Cum reușești? Și trebuie să stai să spui o poveste întreagă. Până deci înțeleg. Îți ia mai mult timp la un proces unde sunt termeni juridici ca să-l fac să înțeleagă ce înseamnă acel cuvânt. Ce înseamnă recuzare. Da. Deci chiar am avut un proces acum 2 săptămâni cu o persoană din Galați și noi am vrut împreună cu avocatul să recuzăm completul de judecată pentru că n-are rost să intru în detalii. Noroc că persoana surdă a venit mai înainte și mi-a luat jumătate de oră și 1001 de nervi până am început cu poveste simplă ce înseamnă recuzare și de ce anume trebuie să susțină că avocatul cere recuzarea completului de judecată din diferite motive. Da, v-ați angrenat în ceva extraordinar de dificil și foarte prost plătit. Da. Aș spune că e o afacere proastă, dacă e să foarte vorbesc proastă în termeni duri și ai zilelor noastre. Știți ce se întâmplă? E o muncă pe care o faceți de viață. Da. Problema este alta. Haideți să luăm și valoarea omului așa cum era ea socotită pe timpul lui Ceaușescu. Tatăl meu a lucrat ca instructor principal, exact aceeași funcție care o am eu acum, director executiv. Știți cât avea salariul? Nu. Echivalent al unui director de întreprindere. Iar trimestrial, dacă participa la toate activitățile la nivel național, primea și primă. Acum? Dar mai era o problemă. Deci nu erau recunoscute ca persoane cu handicap, cu dizabilitate, erau persoane cu o deficiență
aparțineau de direcția de muncă, era un singur birou în direcția de muncă care se ocupa cu diferitele probleme, dar acel birou colabora cu Asociația Surzilor și Asociația Nevăzătorilor. Problema se pune altfel, că atunci, într-adevăr, stresul psihic era răsplătit. Acum văd că faceți mai un voluntariat, am senzația, nu știu de ce. Păi dacă tot ni se dau exemple că în străinătate se merge mai mult pe voluntariat. Da, numai că voluntariatul ăsta în momentul în care ajunge acasă și ține o factură, nu știu cât de mult contează. Da. Nu cred că poți să-i spui celui care îți furnizează un serviciu de utilitate publică, știi, eu fac voluntariat, fă și tu voluntariat cu mine și nu mai îmi lua banii pe factură. Aici ar trebui să înțeleagă lucrurile. Se tot discută, doamna Vlad, adesea de integrarea acestor oameni în societate. Considerați că la ora actuală e o problemă integrală a lor în societate? Considerați că ar trebui să, știu, să se legifereze în vreun fel statutul acestor persoane cu deficiențe? Of, doamne, pași pentru integrare s-au făcut. Nu putem spune că nu s-au făcut. Problema este alta, că fiecare dizabilitate în parte are specificul ei. Vă dau un exemplu. În Piața Tomistrei s-a deschis un club pentru persoanele cu dizabilități. Cu locomotori, cu nevăzători, cum? Sunt persoane care pot comunica verbal totuși. Au un avantaj, da. Comparativ Hai cu să mergem și noi cu surzii. Noi, în primul rând, ne trebuie spațiu. Pentru că noi comunicăm prin limbajul semnelor. Ne trebuie spațiu de ce? În formă de U și cel care vrea să explice sau să informeze cu ceva să fie în mijloc ca să fie vizualizat de toți. Noi ne trebuie timp. Pentru că la noi de dimineață și până la 16, 17, 18, Dumnezeu cu mila, bașca mai avem două zile pe săptămână unde avem program până la orele 22, că trebuie să-i respectăm și pe cei care lucrează și au diferite probleme și nu se pot învoi de la muncă să vină dimineața. Noi desfășurăm foarte multe activități, deci integrarea o facem și prin activități educative, sportive. Da, pe chiar mă uitam astăzi, încercam să-mi amintesc de activitățile pe care le făceați cândva, când, repet, eram mult mai prezentă la dumneavoastră la asociație și mi-amintesc că în septembrie 2010, împreună cu Arhiepiscopia Tomisului, ați realizat atunci un festival național intitulat Surzii Creatori de Frumos. Sper să nu greșesc. Mă întreb de atunci, deci vorbim de 2010, toamna anului 2010, de atunci s-a mai repetat un astfel de moment? Deci am mai organizat în 2013, tot la nivel național, concursul Cine știe câștigă cu tema Europa de Nord. Și l-am realizat la Eforie Sud. Apoi îmi amintesc că aveați trupe de dans, deși pentru mine atunci a fost un șoc în momentul în care vă pregăteați, când am venit prima la noastră, țin minte, vă pregăteați să participați la un concurs la faza națională, sper să nu greșesc, cu dansuri moderne și eu am rămas blocată pentru că în momentul în care știi că discuți despre oameni care au deficiență de auz, ți-e greu să înțelegi cum reușesc, mai ales că atunci nu erau aparate auditive și atâtea și atâtea erau altele, și atunci, dar se ajungea foarte greu la ele. Nu așa. Tinerii care îi aveați, țin minte că îi văd și acum în fața ochilor, tinerii toți care îi aveați atunci nu surdomuți. Aveau, nu aveau aparate aveam auditive. Trupa de dansuri compusă numai din persoane surdomute, nu cu hipoacuzie. Cei cu hipoacuzie, cu proteza auditivă, în momentul în care dai drumul la muzică, deja și aparatul începe să țiuie, face microfonie și n-ai făcut nimic. Dacă vă aduceți aminte că în club noi aveam pereții placați cu oglinzi. Da. Dacă vă aduceți aminte că aveam și boxele puse jos. Deci totul se învăța prin trepidație. Deci întâi elementele dansului se învățau pe bucățele, la un ritm mai lent și apoi ce se învăța pe ritmul muzicii cu boxele puse jos.
și am câștigat foarte multe concursuri, ba chiar pot să mă mândresc că în 1997 am organizat un festival internațional de dans modern și l-am făcut la Teatrul de Vară din Mamaia și în 1998 al doilea festival de dans modern internațional și l-am avut la Teatrul Fantazio. Atunci se dădeau fonduri pentru așa ceva. Era implicarea societății alta? Pentru că eu în ultimii ani eu n-am mai auzit de așa ceva, vă spun sincer. Deci era legea sponsorizării alta. Aha. Acum cu 2% în care benevol, dacă îi primești, dacă nu îi primești, deci e cu totul, deci era legea 32, legea sponsorizării, unde se specifica cu suma respectivă, ți se scade din. Acum ești condiționat de 2%. Și cum se știe că toate firmele merg pe pierdere? Da. În contextul ăsta să înțeleg că și activitatea culturală, artistică, să spun așa, asociației s-a redus. Deci, dansuri nu mai avem. Îmi pare foarte rău că nici dansuri moderne, nici dansuri populare nu mai avem. Că vă dați seama că asta implică o cheltuială foarte mare. Aveam foarte multe dansuri, deci costumația pentru fiecare dans în parte. La dansurile populare nu aveam nevoie de bani pentru costume, pentru că ne ajutau cei de la cultură și ne dădeau costumele, că oricum ne trebuiau specifice zonei respective. Dar continuăm cu concursurile literare, de creație literară, de istorie, de geografie, de cultură generală, cu cine știe câștigă, de surzi creatori de frumos, de artă fotografică. Deci au ieșit noi concursuri ca să ocupăm totuși timpul și să ducem în continuare educația, pentru că au nevoie foarte mult și de educația asta non-formală, că noi practic asta facem. Dar se mai implică tinerii, da, surdomuți mai ales? Tinerii se implică la cine știe câștigă, pentru că sunt foarte curioși în legătură cu Europa. La istorie nu se implică, aici rămân cei de vârsta a doua și a treia. La artă fotografică se implică foarte mult, la caricatură se implică foarte mult, la literatură și, bineînțeles, la competițiile sportive. Bun. Mi-am adus acum aminte, pentru că tot spuneați că se implică mai ales tinerii la acel concurs de cunoștințe generale despre Europa. Și mi-a venit acum ideea, oare pentru că vor să plece în afară? Avem mai multe persoane surdomute care preferă să lucreze afară decât în țară? Deci avem și persoane surdomute care lucrează afară, dar nu foarte multe. În 2008 am făcut niște cursuri cu fonduri de la Uniunea Europeană pentru îngrijitor bătrân la domiciliu. Deci s-au calificat persoane surde ca să poată îngriji un bătrân, tot persoană surdă. Câteva, deci din 25 de absolvenți ai acelor cursuri, avem câteva persoane care într-adevăr lucrează în Italia, pentru că, vedeți, e un avantaj, diplomele recunoscute în Uniunea Europeană. Bun, n-ar putea să lucreze și în România? Pe aceste servicii. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ea știu că nivelul de salarizare este totul altul. Deci faceți o comparație. Dacă ar fi un asistent personal pentru o persoană cu dizabilități, ar lua salariul unui asistent medical. Pe când afară ia 1000 de euro și au și casă și masă asigurantă. E o mică mare diferență. Da. Deci iată încă un motiv pentru care, clar, oamenii preferă să nu muncească, chiar dacă au calificarea. 1000 de lei se compară cu 1000 de euro, având și casă și masă asigurat? Cred că nu. M-aș duce și eu. De eu n-am cursul făcut. Revin la copii. Chiar dacă nu sunt foarte numeroși, doamna Vlad, au condițiile necesare să-și facă pregătirea minimală, acel liceu, școală, grădiniță, școală, liceu, pentru toți, au ce le trebuie și cum le trebuie? Presupune asta niște costuri pentru familiile lor?
Pentru că vorbeați de școala specială de la Buzău, ați vorbit de școala specială de la Focșani. Mă bucur că ați revenit la copii. Ce vreau să vă spun, că de la 1 ianuarie s-au modificat normele de evaluare a copiilor în Comisia pentru Protecția Copilului și, în sfârșit, și copiii cu dizabilități auditive și-au câștigat acum un drept bine meritat. Deci dacă până anul trecut erau încadrați în grad mediu sau accentuat, e de anul acesta se pune accent pe gradul de inteligibilitate al cuvintelor și al frazelor. Deci ceva care arată modul și de înțelegere și de comunicare. Deci se face audiograma tonală cu proteza auditivă, se face procentul de grad de inteligibilitate și audiogramă tonală fără proteza auditivă. Și aici s-au văzut discrepanțele foarte mari. Adică? Dacă cu proteză auditivă un copil înțelege un 20-30% din cuvinte și fraze, fără proteză avem copii care au chiar 0%. Și atunci copilul este încadrat în grad grav, familia primește o sumă pentru asistentul maternal al copilului, bani pe care îi poate investi în copil, își primește foi de drum dublu, deci familia nu mai scoate bani din buzunar ca să-și ducă copilul la școală, să-și-l aducă în vacanțe sau în mini-vacanțe, pentru că 6 foi de drum nu erau suficiente, iar cei care erau încadrați în grad mediu nici măcar acele foi de drum nu le primeau. Deci totul era pe cheltuiala părinților. Da. Minunat. Și vorbim de învățământ gratuit în România. Da, deci transportul nu intră în legea învățământului. Dar în ceea ce privește condițiile și școlarizarea efectivă a copiilor, părinții participă cu ceva sau La școlile speciale au absolut totul asigurat, absolut totul. Bun, dar vorbim de integrarea lor în învățământul de masă. Aici e o problemă. Și atunci se merge pe normal, deci pe acel after school. O problemă. Iar la after school se plătește. În cazurile fericite în care familiile de surs mai au părinți în viață care au și o vârstă la care se mai poate ocupa și poate ajuta un copil la școală, că vă dați seama, dacă ești la un 70-80 de ani, deja nu mai ai capacitate să ajungi un copil să-și facă temele în clasa a doua, a treia, a patra. Nu au ei nici cei mai tineri, la 40-40 deci, de ani. În cazurile astea fericite, și aici avem doar 2 cazuri. Așa, da. Foarte multe, da. Deci vă spun 2 cazuri, unul la Mercidia și unul la Valul lui Traian, unde se ocupă familia și copiii nu merg la after school. În rest... copiii merg la after school. Copiii merg la after school pentru că... care presupune cheltuieli. Bineînțeles. Părinții fiind surdomuți, vă întreb eu, cum înveți tu un copil auzitor să vorbească corect când tu nu-l auzi, cum pronunță, cum faci dictare când tu nu ai gramatică, cum îl asculți la o limbă străină. Deci copilul întâi, toți copiii auzitori din familii de surzi, întâi cunosc limbajul mimico-gestual și apoi învață să vorbească. Deci aici este o mare problemă. Da, dar în cazul acesta ar trebui să se facă o modificare legislativă. Și pentru aici acești copii depinde, să existe, deci, o gratuitate. Aici mai depinde și de cei care înființează after school. În Constanța, de exemplu, avem un copil din familie de surzi care frecventează after school-ul gratuit. Deci s-au depus la școală documentele că ambii părinți sunt surdomuți și directoarea școlii a făcut ce a făcut, dar acest copil face after school-ul gratuit. Sunt în alte părți unde nu și se plătește de la 500 la 700 pe lună. Mult. Deci unde se dă și câte o masă, se plătește 700. Acum să spunem că se compensează din cei 1061 de lei care îi primesc pe lună părinții pentru gradul grav al copilului. Dar până acum...
Da, numai că un copil are nevoie și de alte lucruri. Deci banii au foarte multe. Sunt mulți. Banii nu sunt ce mulți. Vorbim. Dar față de nimic până anul ăsta, spunem că am făcut totuși un pas înainte. Un pas înainte după 27 de ani. Minunat. Ăștia suntem noi românii, ne învârtim în jurul cozii de nu mai putem. Da. Comparativ cu alte județe, pentru că îi cunoașteți pe colegii noastre din alte județe, care este relația, asociația persoanelor surdomute cu autoritățile locale? Păi chiar că n-aș putea să comentez eu, deci Cluj, Oradea. Haideți să o luăm altfel. Noi, salariații, nu putem să ne întrebăm unii pe alții cum colaborează cu primării, cu consilii județene, DGASPC-uri, dar vedem din ceea ce ne povestesc surzii când vin în concedii. A, bun. Și ce povestesc surzii din alte județe? Vai, noi am primit un sediu foarte modern, cu geamuri termopan la parterul blocului. Noi am, deci depinde de comunitatea locală cum îi percepe. Sau depinde de cât de atenți suntem noi la semenii noștri? Probabil că, nu știu, poate că am greșit și eu, nu i-am lăsat niciodată să meargă singuri să-și rezolve problemele. Poate că primăria sau mai știu eu cine nu a întâmpinat dificultăți în comunicarea cu persoanele surde. Poate sunt mai mulți de poate. Dar vedeți dumneavoastră că, nu știu, fiind... Ce ar trebui, doamna Olat, să se întâmple? Din partea comunităților în care sunt persoane surdomute, din partea factorilor abilități să ia decizii în ceea ce privește această categorie socială, ce ar trebui să se întâmple? Cum ar trebui să procedeze concret? De ce au nevoie aceste persoane? Urgent. Deci eu ce vă spun? Că fiecare dizabilitate are... Deci eu vorbesc despre persoanele surdomute. Exact, pentru că pe acestea le cunoaște și nevoile lor. Le cunoaște și le știu nevoile. Unde lipsa de comunicare se vede. Unde barierele sunt existente și fățișe între comunitatea auzitoare și comunitatea surzilor. Deci, ce trebuie să facem noi? Ca această să ne ajutați să ne plătim chiria. Mai mult nu spun. Da. Bun, dar totuși trebuie să-i atragem pe oamenii ăștia, trebuie să nu se simtă marginalizați. Pentru că singurul nu e vina lor că unde nu sunt marginalizați, sunt la acest club unde eu numesc clubul a doua casă. Mi se pare normal. Așa. Pentru că asta este. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani am mers la o slujbă la o biserică. Am zis să încercăm în același loc și persoanele surde și persoanele auzitoare. Numai slujbă n-a fost. Toată lumea își dădeau coate, cum preotul și cineva din față făcea semne și surzii făceau și deja era un circ. Deci involuntar se creează această stare unde sunt bătrâni. Da, bătrâni. Undeva probabil că e curiozitatea aceea. Este curiozitatea, da. Miră, e ceva nou pentru tine, dar în același timp poți foarte bine să accepți chestia asta fără nicio problemă. Dar în momentul în care un grup restrâns de persoane simt toate privirile ațintite asupra lor și de auzit, nu aud, dar văd cum se înghiontesc și se șușotesc și îți dă senzația că te vorbește de rău în momentul în care te ascunzi. Asta e senzația, că te vorbește de rău. Cum crezi că te simți chiar și într-un lăcaș de cult? Pe de altă parte, Arhiepiscopia ne-a dat un lăcaș de cult și pentru noi. Numai că cam rar și cam puțin surzi. Merg pe acolo. Merg pe acolo, da. Ciudate scăile Domnului, da. Într-adevăr. Deci, ani de zile, dacă nu am făcut
o mie și una de intervenții și de adrese la preanaltul. În momentul în care, deci nici dânsul poate că și acolo am greșit, că nu m-am dus cu un grup de surzi. În momentul în care am avut o festivitate și unde a venit și preanaltul și a văzut la un loc 90 de surzi și... Au și un botez, au și o comunie religioasă. Și a văzut că toți sunt cu ochii ațintiți spre mine și pe acel ecran. Și când a văzut cum se comunică deja, de-a doua zi a zis stop, că eu n-am știut. Deci că vezi o persoană surdă, că mai vorbește, că e protezată, dar să vezi totuși o comunitate atât de mare strânsă sub același acoperiș, deja percepe altfel. Da. Da. Cam așa ar trebui să reacționăm toți. Cred că așa ar trebui să mergem la fiecare consilier în parte, să le demonstrăm, da, și să le arătăm în sediile dânșilor, nu în sediul nostru, câtă nevoie avem de spațiu și de un program cât mai flexibil, pentru că fiecare cu nevoile lui. Nu cerem, deci n-am cerut... Așa cum aveți dumneavoastră programul flexibil, indiferent de oră, persoanele cu deficiențe știu că pot apela dumneavoastră, că dumneavoastră pentru că sunteți prezentă. Vă spun, se întâmplă un accident de mașină, se întâmplă noaptea. Eu pot să spun că nu merg? Da, probabil că alți semeni de nu și-ar putea să spună și asta. Deci nu poți. Că ferească Dumnezeu, persoana respectivă poate deceda până dimineață. Și cine are pe conștiință? Cam la asta ar trebui să ne gândim cu toții, cred. A, nu se gândesc toți, că nu prea, nu știu, parcă l-am pierdut pe Dumnezeu toți pe cuvânt. Asta pentru că sunt convinsă că n-au participat la acțiunile culturale pe care le-ați făcut. Sunt convinsă că habar n-au cât de greu le este să răzbată în hățișul ăsta legislativ și hățișul ăsta de birocrație. De ce? Pentru că dacă mergi în sediul dumneavoastră măcar o dată și nimerești acolo câțiva oameni care fiecare așa cum poate încearcă să-și facă simțită prezența și să-și spună păsul, probabil cu toți am reacționat altfel. Probabil. Cu toate că am trecut în septembrie, s-a făcut multă propagandă cu persoanele surde. Cred că ați auzit de NIS-ul internațional. Da. Dar tot a fost așa, pe termen scurt și atât. Da. Îmi pare rău că emisiunea se termină. Sunt convinsă că ați fi avut multe să ne mai spuneți despre problemele cu care se confruntă persoanele surdomute. Poate că cineva ne-a auzit, poate că cineva și cei care ne-au urmărit își vor schimba atitudinea față de aceste persoane și din puținul care erau să încerce să-i ajute. Pentru că sunt semeni de noștri și ar trebui să integrăm și să avem grijă și de ei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Nu pot să vă urez decât putere de muncă la programul dumneavoastră nenormat și rezistență maximă la salarizarea dumneavoastră demnă de invidiat, cu ghilimele de rigoare. Poate că lucrurile se vor schimba și ceva se va vedea și în ceea ce privește asociația. Știți, eu am o vorbă, cu Dumnezeu înainte. Da, așa e. Cu Dumnezeu înainte, dar poate spre mai bine. Încă o dată mulțumesc, succes în tot ce vă propune să realizați. Mulțumesc mult. Încheiem aici ediția în această seară. Ne revedem mâine, aceeași oră, 20:30, cu alte subiecte și alți invitați. Și poate că din lecția de viață pe care v-am oferit-o în această seară, am tras fiecare câte o concluzie și ne vom schimba cât de cât comportamentul față de semenii noștri. La revedere, o seară bună cu tuturor!